Satul Crângu din județul Constanța numără în prezent doar 40 de familii. Deși sunt puțini, credincioșii de aici au evlavia multă. În mijlocul acestora s-a aflat astăzi înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. Ierarhul a săvârșit sfânta liturghie în biserica parohială și a vorbit despre chemarea lui Dumnezeu adresată permanent oamenilor. Această duminică a sfinților strămoși, care cuprinde Evanghelia chemării noastre către Dumnezeu, trebuie să ne pătrundă la inimă, la urechi, să ne marcheze pe noi toți care ne bucurăm de această chemare. Chemările sunt de mult și de multe feluri. Se întreba unii, de când ne cheamă Dumnezeu? Dinainte de întemeirea lumii. În planul lui Dumnezeu, noi toți am fost, pentru că Dumnezeu este un veșnic prezent. La El nu este mutare sau umbră de schimbare, cum ne spune Scriptura. Dumnezeu este același ieri, astăzi și în veci. Și iată, ne-a chemat de la neexistență la existență, în primul rând. Din dragoste, cu dragoste ne cheamă să ne împărtășească dragostea sa. La finalul slujbei, părintele paroh Ionel Iamandia a fost hirotesit iconom stavrofor. Credincioșii s-au putut închina la un fragment din moaștele Sfântului Ioan Gură de Aur, adus de la Biserica Sfântul Haralambie din Constanța.